Da, bun găsit, cetățeni. Am trăit în ultimii 12 ani în România o nebunie absolută. N-are rost să mai facem istorie. Oricum, puțoii de Facebook nu vor înțelege nimic din nimic niciodată și sunt născuți sclavi, vor rămâne sclavi pentru că sunt exagerat de proști și de superficiali. Asta e. Această țară este condusă în acest moment și de multă vreme încoace, dar, repet, n-are rost să mai facem istorie pentru că, oricum, puțoiul de Facebook care s-a născut alaltă era de senzație că lumea a început odată cu el. Este condusă țara cu ajutorul lozincilor. Lozinci. Exact ca pe vremea comuniștilor. Lozincile nu sunt apanajul comuniștilor. Ei sunt apanajul celor șmecheri care vor să-i conducă pe proști. Sunt câțiva puțini deștepți care vor să conducă o masă mai mare, dintre care unii, suficient de mulți, sunt nu foarte mintoși. Și de atunci au inventat lozincile. De ce? Mesajul e scurt, îl poate pricepe, sau mă rog, îl poate percepe, ajunge la mintea oricărui puțoi și el poate să-l și transmită mai departe, că e simplu, îl ține minte. Uite, de exemplu, lozinca din ultima lună a fost scapă corupții. Scapă corupții. Mare amnistie. Ia uite. Altă lozincă. Nu se mai recuperează 620 de milioane de euro prejudicii. Și alte asemenea lozinci. Toate perfect cretine, perfect manipulatoare, perfect mincinoase, făcute însă pentru idiotul de Facebook. Și alții ca el. Doamna Codruța Kövesi este căzută după decizia de astăzi a Curții Constituționale într-un ridicol absolut. Acum, dacă avem doi neuroni valabili și nu ne mărginim să ne petrecem viața între like-ul dat cănii de cafea postate dimineața, pisicuței de la prânz și seara un norișor pufos cu noapte bună, dacă piața pentru noi înseamnă ceva mai mult decât aceste reflexe cretinoide de robot trepanat, am înțeles perfect ce s-a întâmplat astăzi la Curtea Constituțională. S-a întâmplat ceva perfect normal. Mă întreba Dana Grecu astăzi pe hol, zice, băi, ție de ce ți se pare istorică? Zice, toată lumea zice, e o decizie istorică a Curții Constituționale. Ție ți se pare istorică? M-a întrebat Dana Grecu. Până în principiu nu are de ce să fie istorică. În realitate e. De ce n-are de ce să fie istorică, rezonabil vorbind? Că e o chestie absolut firească, e o chestie absolut normală, decentă, logică, logică, imediată. De ce este istorică? Pentru că noi trăim într-o țară atât de distrusă, atât de distrusă, mai ales la nivel uman distrusă. Mulți avem senzația că țara e distrusă, că nu mai avem fabrici și uzine și sisteme de irigații. Nu, țara e distrusă din punct de vedere uman. Nivelul înțelegerii unor lucruri elementare care se întâmplă, care până la urmă țin de integritatea propriei persoane, este cel mai scăzut, cred, din istoria acestei țări. Bun. Deci, să trecem peste lozinci. Uitați toate lozincile. Uitați toate lamentațiile doamnei Kövesi trâmbițate mai apoi și amplificate de toate aceste guri propagandiste împuțite ale unui sistem absolut securist. Uitați tot. Haideți să vorbim despre câteva cuvinte. Deci uitați, Curte Constituțională, uitați asta, corupți, prejudicii, cătușe, dracul, lac, uitați tot. Hai să vorbim doar despre câteva cuvinte. Ce s-a hotărât astăzi este următorul lucru. Sintagma în mod defectuos trebuie înlocuită cu sintagma prin încălcarea legii. Cum? E foarte simplu. Extrem de simplu. Fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos,
și prin aceasta cauzează o pabgă, o vărătămare a drepturilor sau intereselor legitime, ba. Neimportant. Încă o dată, cum? Fapta funcționarului public, care în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act în mod defectuos. Așa era sintagma până astăzi. Ce înseamnă în mod defectuos? E o chestie perfect subiectivă. Ce e în mod defectuos? Îndeplinește un act în mod defectuos. E o chestie perfect subiectivă. Ce făcea procurorul? Procurorul zicea: tu ai făcut un act în mod defectuos. Zice cine? Zic eu. Păi pe ce te bazezi? Ca așa consider eu. Deci procurorul pur și simplu scria pe linia punctată ce vroia el. Considera că e defectuos. Adică, tu ce ești? Primar. Ai plantat 5 pomi? Da. Păi da, dar eu consider că tu trebuia să faci 2 bănci. Deci, ai prestat în mod defectuos. Dosar penal pentru abuz în serviciu. Păi stai puțin. Ca alegătorul primarului respectiv trebuie să spună: bă, dar mie preferă ia 3 pomi. Dă-le dracu pe alea 2 bănci. Sau dimpotrivă. Uite, un șontoroc ca mine, de exemplu, zice: bă, am înțeles și cu copacii, dar totuși sunt bune băncile alea, că mai stau un pic cu piciorul ăsta, hă? Tiripliu. Îl mai stau așa un pic pe băncile alea. Deci alegătorul trebuie să spună prin vot dacă i-a plăcut ce a prestat primarul respectiv sau nu. A, dacă primarul respectiv încalcă o lege, aia e altceva. Deci, ați înțeles ce s-a întâmplat astăzi? Sintagma în mod defectuos trebuie înlocuită cu prin încălcarea legii. Adică, facta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu îl îndeplinește prin încălcarea legii, face, drege și pățește. Prin încălcarea legii e o chestie concretă, obiectivă. Adică, în momentul în care un procuror face un dosar penal, trebuie să spună ce lege a încălcat. Uite, am zis primarul ca să fie mai simplu, funcționarul public. Primarul. Deci a îndeplinit un act prin încălcarea legii. Ok, care lege? Și spune: păi legea numărul panu care stipula că, și primarul a făcut invers. Ok. Ăla e un dosar penal. Dosarul penal prin făcut cu ajutorul acestei sintagme în mod defectuos, era perfect subiectivă, deschidea ușa oricărui abuz. Că venea procurorul și zicea: bă, mie mi se pare în mod defectuos. Ce s-a întâmplat de fapt astăzi? S-a întâmplat ceva absolut firesc. Se închide poarta unui abuz în România. Cu alte cuvinte, nu mai poate să vină un procuror și să spună: ai văruit 3 clădiri în centru, primarule! Da! E! Ai căpătat foloase nepatrimoniale, care înseamnă aplauze de la cetățeni. Există dosare penale pe așa ceva în România. Dumneavoastră înțelegeți ce apăra Chioveși la disperare și la rupere pe toate posturile binomului? Asta apăra. Deci, toată retorica corupții, toată retorica asta este pur și simplu cretinoidă și falsă și mincinoasă. Dacă un om încalcă legea, așa cum, iată, trebuie înlocuită sintagma în mod defectuos cu sintagma prin încălcarea legii. Dacă un om încalcă legea, ok, atunci se face dosar penal, e trimis în judecată și vedem cât de rău a încălcat legea sau dacă a încălcat-o, dar știm o chestie obiectivă, ne raportăm la o chestie obiectivă, adică la o lege. Cuvântul defectuos n-are nimic obiectiv în el. Este perfect subiectiv. Așa mi s-a părut mie, procuror. Deci, procurorul devenea brusc substitut de lege. Devenea chiar izvor de lege. El spunea: păi, tu trebuie să fii arestat. Păi ce lege am încălcat? Nu știu ce lege ai încălcat, dar mie mi se pare că ai executat în mod defectuos. Deci, realizați în ce țară trăiam noi? Deci într-o țară perfect stalinistă, în care vine
organul puternic și zice, bă, mie mi se pare că ești defectuos. Bă, uite, unora li se pare că sunt performant, da, dar mie mi se pare că ești defectuos, marș la pușcărie, că ești defectuos. Păi ce lege am încălcat? Legea că ești defectuos din punctul meu de vedere. Adică ce a făcut Curtea Constituțională astăzi este de un firesc și de o normalitate absolut indiscutabilă. Oricine cu doi neuroni poate să înțeleagă că prin înlocuirea sintagmei în mod defectuos cu sintagma, prin încălcarea legii, este un pas către normalitate, către firesc. Vă dați seama totuși în marea de ridicol în care s-a scufundat Laura Codruța Kövesi prin faptul că s-a lamentat și a încercat în fiecare zi prin apariții zilnice să influențeze hotărârea Curții Constituționale cu privire la acest lucru cât se poate de normal. Încă o dată vă spun, oricărui om zdrav la cap de pe planeta asta, îi arăți cele două texte de lege, cel precedent și cel care urmează, probabil să fie întocmit. Zice, păi normal că, stai puțin, nu era cu omul să pățească nasoale dacă încalcă legea? Nu! Era cu omul să pățească nasoale dacă prestează defectuos. Păi și cum apreciem noi dacă a prestat defectuos? Păi te la așa, că mi s-a părut mie. Păi ce e asta? Păi ce să fie? Sistem opresiv. Asta e. Nimic altceva. Una dintre duduile care merită toate relele din lume. Din fericire, unele rele îi se întâmplă. Eu vreau să-i se întâmple mai rău. Alina Bica se numește. Eu vreau să-i se întâmple rău până îi spune eu să se oprească rău ăla de îi se întâmplă ei. Este una dintre autoarele acestei mizerii de cod. Ce să vezi? Ea a fost băgată la bulău, sigur, după cum bine am aflat, că are mai multe dosare. A fost băgată la bulău preventiv, bulău preventiv, pe denunț mincinos. Făcut de un denunțător înțeles cu DNA, după cum bine am aflat ieri. Dar și pe abuz în serviciu, în acest sens, defectuos. Și acum Alina Bica, după ce a fost o rotiță importantă în sistemul represiv jegos creat de Traian Băsescu, pățind-o după aia cu armele la care chiar ea lucrase, ia uite ce spune ea acum. Repet, autoare, printre alții, dar autoare importantă, a acestei mizerii de cod penal. Alina Bica, după decizia CCR, citesc de pe lujul.ro, am avut dreptate. Definiția abuzului în serviciu este preluată, n-am inventat-o eu, a fost scrisă de Dongoroz în 1968, în codul penal. Așa a fost practica din 1968 până în 2013. Există, zice Bica, un rechizitoriu DNA în care procurorul scrie că da, a respectat legea, dar cu toate astea, felul în care a respectat-o e defectuos. N-ați să înțelegeți așa ceva? Cum așa ceva? Cum așa ceva? Și mă uit la... Bun, eu am renunțat de mult să mai sper ceva la o fărâmă de logică, de umanitate, de rezonabil în ceea ce privește pe doamna Kövesi. Am renunțat de mult. Adică am creditat-o eu în sinea mea de nenumărate ori, am apărat-o eu de mine, în mintea mea, pe doamna Kövesi. Am renunțat la un moment dat să mai imaginez că va veni un moment în care doamna Kövesi va avea un moment rezonabil, uman, firesc. Am renunțat. E imposibil. Nu știu, undeva ceva este modificat la dânsa iremediabil. Deci am renunțat la dânsa complet. Dar mă uit la marea asta de propagandiști. Hai că unii sunt pur și simplu proști. Nu pricep nimic din nimic, sunt superficiali, n-au chef să citească. Ce măi, un articol din codul penal care trebuie să fie ce? Că vor unii să-l modifice? Corupții! Penalii vor să-l modifice! Și începe șirul de lozin și ăla. Marțea neagră, joia roz, alea, cretinismul ăla. Deci, mulți dintre propagandiști sunt proști. Proști. Și superficiali. Nu știu să citească două vorbe, nici nu-i interesează, ei au lozincile lor, le iau și le pun. Și le rostesc cu mult patos și cu
mult signal așa în glas. Bă, da, alții pur și simplu sunt ticăloși, adică alții știu exact ce fac. Știți care e diferența? Că mi-aduc aminte de accidentul de circulație al lui Huidu. Mulți în România nu pricep care e diferența între un accident de circulație și o crimă cu premeditare. Păi n-au murit tot, că dacă în urma unui accident mor 3 oameni și în urma unei crime cu premeditare mor tot 3 oameni, nu sunt tot 3 morți, nu-i la fel? Nu! Că accidentul e accident, adică băi, e un accident, nu a vrut nimeni să se întâmple astea, la crima cu premeditare cineva a vrut să se întâmple astea, normal să fie privite diferit, deși consecințele sunt aceleași. Dar multă lume nu înțelege treaba asta, că e foarte simplă, de altfel și firească, de diferențiere. Bun. Aici, când vorbim despre propagandiștii care înțeleg bine ce fac, aici e vorba, adică ăia la proști, băi, e un accident, adică s-au născut proști. N-au vrut ei, n-au cerut ei, băi, eu vreau să mă nasc prost. Bă, s-a întâmplat, s-au născut proști, nu e vina lor. Când un prost e prost, bă, nu e vina lui, s-a născut prost. E un accident. La aia însă care nu sunt proști și sunt ticăloși și știu exact ce fac, aia e crimă cu premeditare. Prostul are scuză că e prost. Băi, prost, nu pricepe, n-ai ce să, e prost. Știți că ăla, mai dat exemplul ăsta, este fabulos. Îți dai seama de prostia în stare pură în trafic. Când vei vedea că dobitocul, întotdeauna vei da de un dobitoc. Deci într-o mare de oameni, sigur, sigur, în orice mulțime de oameni e un dobitoc. Sigur. Ai grijă să nu fii tu ăla, știi, asta e. Dar în orice mare de oameni e un dobitoc. Cum îl vei identifica? Este idiotul care blochează intersecția. Vede că în fața lui e o mare de mașini. Vede că n-are unde să se ducă. Vede că dacă se duce în curul ăluia dicolo, blochează strada perpendiculară cu cea pe care se află. Se duce. Eram pe Magheru, asta este superbă. Eram pe Magheru, noaptea, mă duceam acasă. Deci pe Magheru, mă duceam, m-ar veni de la piața Romană către piața Universității, este era sensul de mers. Eram la intersecția de la Eva, da? La stop. Nu era noapte, era în timpul zilei, pardon, nu, că e important, nu era noapte, era în timpul zilei, că era o mare de mașini, știi? Stopul era verde. Dar te uitai în față, mașinile stăteau la coadă până la intersecție. Sigur că era verde. Puteam să trecem. Dar ne opream în curul ălora și blocam strada aia care se intersectează cu Magheru. Eu eram în dreptul unei dube. Dubă, erau unii conduceau o dubă de asta, de curierat. Și în fața dubei era o mașină. Bă, ăla n-a vrut să se ducă, să se lipească de curul ăla de în față și să rămână acolo blocând astfel strada perpendiculară, chiar dacă avea verde. Că vedea că n-are unde să se ducă. Și a stat pe loc. Băi, a claxonat ăla cu duba. Deci a claxonat ăla cu duba. Că du-te, bă, du-te, că e verde! Și țipa și urla și claxona și ieșise pe geam. Până nu s-a dat ăla jos, mi-a zis, da, mai tași dracul din gură, că ești prost de băun, tași dracului de prost, că ne-ai nebunit pe toți. Nu mai claxona, idiotule, unde dracu te duci? Ești prost! Ăla nimic, că ce aia, că e verde! Că mamă, m-am dat și eu, zis, băi, gata, înapoi în mașină, gata, liniște. Liniște, zic, ești prost de băun. Când ne-a fost ăla, că deja era o revoltă publică, aoleu, știi, s-a panicat și a zis, da, și a stat așa, știi, după aia liniștit. Ăla e prost, ăla nu va, ăla e născut prost, n-ai ce să explici. N-ai ce să explici, n-ai ce. Așa nu-i catare, bă, e prost. Așa și aici. Deci, v-am arătat despre ce e vorba. Este extrem de simplu. Articolul care spune că dacă un om săvârșește o faptă, de oricare ar fi, își îndeplinește atribuțiile, prin încălcarea legii, este un articol corect și se referă tot la abuzul în serviciu. Articolul își îndeplinește atribuțiile în mod defectuos, este un articol care deschide poarta, așa cum a făcut-o, arbitrarului și subiectivismului. Adică procurorul stabilește discreționar, după propria discreție, ce e defectuos și ce nu. Aia e defectuos, aia nu e defectuos, în funcție de cum mi se pare mie.
E simplu. Eu nu mă aștept să-i fie jenă doamnei Chioveși de ce a făcut. Mă refer la campanie. Nu că a băgat oameni la pușcărie pe bază de că i s-a părut unuia sau altuia că e defectuos ce au făcut. Nici, repet, am renunțat de mult la mai spera în legătură cu doamna Chioveși și umanitate. Măcar acum, cu privire la această campanie mediatică, absolut deșențată, pe care a făcut-o, mă gândesc, un pic de jenă, acum că multă lume ocupată aia, asaltată de propagandă, de lozincile astea, că corupții, că ies penalii, că scapă penalii, că, înțelegi? Dar acum, astăzi, multă lume, care e prea ocupată, prea asta, nu s-a stat să înțeleagă exact. Cred că a înțeles exact. Multă lume astăzi. Dar care-i treaba? E o treabă absolut simplă și corectă. Și mă gândesc acum, astăzi, după ce multă lume a aflat cum stau lucrurile. Bă, măcar când e singură doamna Chioveși cu doamna Chioveși, voi o fi un pic de jenă pentru ce a făcut în ultima lună? Deci, mi este destul de scârbă să vă citesc din oficinele de propagandă care până astăzi au dat titluri demente, la rupere. Ale nu aveau nicio false, mincinoase, 100% mincinoase, nu aveau nicio legătură cu realitatea, niciuna. Acum, văzând cât de bine s-a înțeles ce a făcut Curtea Constituțională astăzi, au titluri moderate. E ca și cum până da, nu s-a întâmplat nimic. Adică, hei, și gata, a stabilit Curtea Constituțională și e ok. Băi nebuni, băi demenților, băi sceleraților, băi securiștilor, măi. Băi, ați nebunit lumea asta din România, mă, cu istericalele voastre, mă, nenorociților, mă. Cât tupeu au ăștia și astăzi gata, bă, nu s-a întâmplat nimic. Uite, mă uit la această oficină, care este absolut pestilențială asta, ziare.com. Uite, s-o văd și eu pe Madame Dojoiu astăzi, după ce scrisese porcăriile alea, cu titlurile alea de anii 50. Zilnic le scrisese. Bă, astăzi, mâlc, nici pâs. Mă, mi-e scârbă, pur și simplu mi-e scârbă și îți vă dați seama, de unde, cum apar oamenii ăștia, mă? Ea nu cred că face parte din gașca aia a tâmpiților, care nu pricep că sunt tâmpiți și atunci asta e situația în acest gașa. Nu, face parte din partea ailaltă, știi, din segmentul ălalt. Zic, bă, dar ce îi motivează, bă, nene, pe ăștia să fie atât de ticăloși? Să manipuleze în felul ăsta jegos, împuțit. Da. Deci tu, România liberă. Abuzul în serviciu creează haos. Pur și simplu mi-e scârbă. Ok, lucrurile sunt foarte clare acum, extrem de clare. Sigur că așteptăm, orice om zdravă la cap din România așteaptă și motivarea Curții Constituționale, că este importantă, pentru că ei vor explica acolo, punct cu punct, pas cu pas, astăzi a ieșit doar minut. Adică, domne, sintagma asta nu e bună, a ieșit și un domn judecător, cred că Dorneanu, de la Curtea Constituțională, care a explicat foarte pe scurt evidența, că nu-i chirurgie pe creier, e totuși o chestie foarte simplă. Așteptăm și motivarea, dar e bine că s-a închis ușa unor abuzuri sinistre de anii 50. Sigur că abuzul va fi în continuare posibil în România, că nu înseamnă că dacă s-a schimbat acest dar o ușă importantă pe care să vârau abuzuri non-stop a fost închisă cu această ocazie. Doamne, ăștia de la ziare.com sunt, doamne, îngrozitori, absolut îngrozitori. Ce urmează după decizia CCR pe abuzul în serviciu? Expert anticorupție, 2 puncte. Nici nu mă interesează ce spune, că nu e nimic complicat în asta, adică e destul de
N-am nevoie de un expert. Dar ce e expert anticorupție? Și mă uit să văd cine dracu este expertul anticorupție. E aia, Laura Ștefan. Băi, nu se poate. Nu se poate. Adică, las-o. Nu se poate. Mi-e scârbă. Nu se poate. Gata. Am vorbit suficient despre asta.